Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Dor de folclor bucovinean. În plină vară, când Rădăuțul este în sărbătoare, este în sărbătoare pentru că urmează imediat zilele municipiului nostru și noi, cei de la folclor, încercăm să fim pe placul dumneavoastră, aducându-vă în față momente deosebite, momente frumoase trăite de către artiștii noștri din Rădăuț și nu numai, din Bucovina, artiști care mi-au reprezentat cu cinste, spunem noi, atât în concursurile locale, județene, naționale, dar mai ales în festivaluri internaționale. Am avut bucuria ca în urmă cu o săptămână să participăm la un mare festival internațional de folclor la Torino, în Italia, unde, să spunem, personajul principal, dacă mi-este permis să zic așa, și invitată specială a acestui festival a fost nimeni alta decât Andreea Chisălițe, care îi spunem bună ziua și bine ai revenit în studioul nostru, Andreea. Bună ziua, bine v-am regăsit. Trebuie să vă spun că bucuria a fost de partea mea să mă aflu și în acest an alături de bunii mei prieteni, membrii ansamblului folcloric Ciobănașul, al partului copiilor din Rădăuți, în Torino, prezenți la un festival care, iată, după așa cum cred eu, devine o tradiție acolo, pentru că este organizat cu suflet, este organizat de către oameni care iubesc într-adevăr folclorul, iubesc tradiția, iubesc ceea ce este frumos. Chiar titlul generic acestui festival, Comoara Străbunilor, spune foarte multe, mai ales pentru copiii românilor de acolo, care nu au tangență, să spunem, zi de zi cu ceea ce se întâmplă în țară și mai ales în folclor. Dar ca să revin la ceea ce am spus la început, a fost pentru noi, membrii ansamblului Ciobănașul, o onoare, o cinste să te avem alături, pentru că ești un nume văzut, respectat atât în țară cât și în străinătate. Te cunoaște foarte bine o lume întreagă. Cei din Torino te-au sărbătorit anul trecut când ai câștigat marele premiu la Festivalul Maria Tănase. Acum, atunci când am fost în emisiune la Radio Torino Internațional, în direct cu telespectatorii ne-am și spectatorii. Ne-am reamintit împreună de această clipă minunată. Și ai văzut foarte multe mesaje, foarte multe dovezi de prietenie și de faptul că oamenii te apreciază și acolo, chiar dacă suntem un pic mai departe unii de alții. Iar asta nu poate decât să mă bucure foarte mult atunci când primesc mesaje, atunci când primesc încurajări. Iată, fiind prezenți la Torino, ele nu au lipsit, pentru că aveam nevoie, atât eu, cred că și noi toți, pentru că ne pregăteam de un eveniment foarte important. Iar asta ne-a dat energie, ne-a dat curaj, iar spectacolul a fost unul foarte reușit, la fel ca în anii precedenți. Spectacolul a fost unul foarte reușit, trebuie să știți, stimați spectatori, pentru că am avut-o pe Andreea în dublă ipostază și în aceea de prezentatoare. Pentru tine nu a fost ceva nou, știu că mai ai la activ multe, multe emisiuni, televiziune, spectacole, festivaluri la care participi și în calitate de prezentatoare. Cum a fost contactul, să spunem, cu publicul din Torino în această postură? Într-adevăr, nu a fost pentru prima dată să mă aflu în această postură de gazdă, de prezentator a unui eveniment. De-a lungul timpului am mai fost prezentă, în special la Festivalul Internațional Peștișorul de Aur din Tulcea, unde, la fel, domnul director Ștefan Coman a avut încredere, la fel ca dumneavoastră, în tinerețea mea și a știut că sunt capabilă să fac și acest lucru, să modelez și să prezint momentul folcloric pe care l-am pregătit cu toții cu atâta drag. Într-adevăr, momentul folcloric prezentat de către Andreea Chisăliță, stimați telespectatori, a fost unul, aș putea spune, înălțător. De ce? Pentru că o să vedeți și dumneavoastră imediat în videoclipul pe care l-am prezentat noi. Este foarte frumos, este foarte bine și te simți foarte sigur pe ceea ce faci în scenă atunci când cineva te prezintă la un alt nivel. Iar Andreea, să știți că a fost la un alt nivel atunci când a deschis spectacolul nostru al românilor, cum ne place nouă să spunem și cum ne spuneau și cei de la Torino. Deci atunci când s-a deschis spectacolul, cu o prezentare care a mers la sufletele oamenilor și am văzut în sală foarte mulți care deja aveau lacrimi în ochi în momentul când ai început tu să vorbești și să spui lucruri atât de frumoase despre Bucovina noastră dragă și despre cântecul și jocul popular românesc în general. Spune-mi, Andreea, tu ai mai avut în ultima perioadă, în afară de turneul ăsta de la Torino, și alte momente artistice deosebite la care ai participat. Dacă vrei să ne descrii pe scurt, așa, în câteva cuvinte.
De curând m-am întors de la Festivalul Internațional Northwest Folk Life Festival, desfășurat în Seattle, Statele Unite ale Americii, unde de asemenea în Seattle am luat parte la un spectacol foarte frumos organizat de comunitatea moldovenilor din Seattle cu ocazia zilei de 1 iunie. Iată, am sărbătorit Ziua Internațională a Copiilor acolo, peste ocean, de unde trebuie să mărturisesc că m-am întors plăcut surprinsă de faptul că și acolo, iată, există oameni care doresc să păstreze, să protejeze și să transmită mai departe valorile noastre ale neamului românesc. Se pare că nu numai Europa te iubește și dorește aproape, iată că și America, pentru că se pare că devine obișnuință la tine. An de an ai câte o deplasare, câte un turneu în Statele Unite. Trebuie să recunosc că mie asta îmi face plăcere. Să călătoresc îmi place foarte mult, este una dintre pasiunile mele. Și mai ales atunci când duc în lume cântecul meu de acasă, din Bucovina, și aduc bucurie oamenilor, este cu atât mai bine. Una din pasiunile tale, înțeles, călătoria. De data aceasta ai fost cu ansamblul Ciobănașu de la plecare până la sosire. Cum ți-a părut drumul într-o atmosferă, să spunem, de colegialitate, prietenie împreună cu membrii ansamblului Ciobănașu? M-am simțit ca acasă. Se știe, drumul din România până în Italia este destul de obositor, mai ales atunci când mergi cu autocarul, însă, având alături prieteni, oboseala nu s-a simțit. Am avut o companie atât de plăcută și... Și cred că vizita de la Veneția a risipit toate oboselile care s-au acumulat, nu-i așa? Am îmbinat utilul cu plăcutul. Sigur că da. E posibil ca într-un viitor apropiat să avem un spectacol și la Veneția, pentru Doamne că ajută. Am fost solicitat pe această linie. Cum ați trecut prin Veneția și nu dați un spectacol aici? Iată că rămâne ca să programăm într-un viitor mai îndepărtat și acest lucru. Doamne ajută, ar fi frumos. Am ajuns la Torino. Acolo ne-am întâlnit cu oameni dragi, cu prieteni adevărați, cu iubitori de folclor. Cum ai văzut reîntâlnirea după un an de zile cu acești oameni? Reîntâlnirea cu acești oameni, cu acești prieteni a fost așteptată, a fost dorită. Cu cât ne apropiam, emoțiile creșteau, mai ales când știam că acei oameni ne așteaptă cu sufletul la gură și își pun sufletul pe tavă, își doresc ca noi să ne simțim cât se poate mai bine. Și-au răpit din timpul lor pentru a fi alături de noi și pentru a ne face șederea cât mai plăcută. Prieteni adevărați, iar aici trebuie să o numesc... Putem aminti și nume, fără de așa. Trebuie să o amintesc pe doamna Elisabeta Cioată Burduja și familia dumneaei, care pot să spun că m-a adoptat așa. Nu degeaba spun că m-am simțit ca acasă, m-am simțit ca în familie. Credeți-mă, nu exagerez deloc. Totodată domnul Titi Iosef, doamna Mia și... Și o întâlnire foarte frumoasă și emoționantă a fost la Radio Torino Internațional. La Radio Torino Internațional. Unde domnul director de acolo, ai văzut ce a spus? Că te-ar dori să te aibă acolo ca prezentatoare de folclor în Torino. Cine știe, poate cândva... Cine știe. Niciodată să nu spui niciodată. Niciodată, exact. Da. Andreea, într-adevăr, avem a ne spune lucruri foarte, foarte multe și frumoase, amintiri frumoase și plăcute despre acest turneu. O să încercăm să mai picurăm câteva din ele și în partea a doua emisiune. Dar acum, pentru că suntem în pragul, iartă, am spus, a sărbătorilor municipiului Rădăuț, unde știu că ești invitată să prezinți un, dezvăluim telespectatorilor, surpriza aceasta, un microrecital. Probabil că mai ai și alte obligații, să spunem, artistice într-un viitor apropiat, nu-i așa? Voi fi prezentă la Festivalul Arcanul, voi fi prezentă la Zilele Municipiului Rădăuț, abia aștept să fiu din nou alături de voi și în acest an, să aducem voia bună, să ne simțim bine, să sărbătorim așa cum trebuie. Și bineînțeles, vara aceasta va fi... precum precedentele, nu va fi ceva schimbat, nu mari schimbări, pentru că voi participa în continuare la evenimente, la festivaluri, mă pregătesc de concursuri și anul acesta și cu Doamne ajută să obținem rezultate chiar cât mai bune. Mai particip la concursuri, pentru că tu ai cam obținut tot ce se putea obține de către un artist, Ar mai fi câteva festivaluri de bifat pe listă, așa. Ne pregătim intens și...
Sper să vin data viitoare la următoarea întâlnire cu... alte trofee și diplome, nu-i așa? Doamne ajută! Doamne ajută, noi îți dorim acest lucru. Deși în locul tău, sincer vorbind, acum ar fi, cred că acolo, în juriu, pentru că ai ajuns la un standard și la un nivel în care poți să apreciezi foarte, foarte corect, să spunem, evoluția unor artiști de venire. Din punctul de vedere al unui amator. Amator, într-adevăr, dar am spus, experiența pe care o ai îți conferă cu fără doar și poate această calitate de membru al juriului. Chiar mă gândesc că atunci când vom avea un concurs interjudețean de folclor la Rădăuț, aici, se intitulat La Poale de Opcine, aceasta se va întâmpla probabil în luna septembrie, să te avem ca membru de onoare în juriu, dacă o să accepți. Ar fi o onoare pentru mine. Da, deci eu deja am desenuit ceea ce voi face, pentru că normal festivalul trebuie să desfășoare acum în luna iulie, însă din datorită unor probleme aglomerării a unor activități în această perioadă, l-am reprogramat pentru luna septembrie, așa că vom găsi un timp în care să te avem ca oaspete de onoare în calitate de membru al juriului și președinte de onoare, de ce nu? Doamne, Andreea, pentru că iată, avem de a ne spune foarte, foarte multe lucruri. Avem de povestit foarte, foarte mult și despre turneul nostru, dar mai ales despre activitatea ta, despre care telespectatorii noștri sunt convins că sunt dornici să afle cât mai multe lucruri noi. Însă hai să lăsăm și muzica să-și expună aici ce are mai frumos și ce poate fi mai frumos decât să vă oferim, stimați telespectatori, câteva momente din frumosul spectacol oferit de Ansamblul Ciubănașul la Torino. Și ca să vă dați seama că am avut o prezentare la o altă ținută, vom începe cu prezentarea Ansamblul Ciubănașul și a spectacolului de folclor al nostru, al românilor, de către Andreea Chisăliță, după care un dans bucovinean în interpretarea Ansamblului Ciobănașul și două melodii frumoase interpretate de către Andreea Chisăliță, Hora și Huțulca. Vă dorim vizionare plăcute! Prin cântec în țara mea din nord, pe pământul vechi, cu băuri în peceți, treceți pragul opcinilor și veți intra sub cupolele albastrului de Voroneț. Aici vă așteaptă pâinea și vinul dragostei. Le-am pus în cinstea ospeției pe masa așternută cu bucate și fluiere, culcioare de marginea și cetină de voivodeasa. Vă poftesc deci prin cântec în țara mea din nord. Treceți pragul opcinilor, împodobiți-vă izvoarele și când veți intra în cetatea Sucevei, să străluciți și domniile voastre ca soarele. Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Bine v-am regăsit, dragi români! Bine v-am regăsit, vă spun eu, Andreea Chisăliță, în numele colegilor mei, membrii ansamblului folcloric Ciobănașul din Rădăuț. Acestuia, domnul director al Palatului Copiilor din Rădăuț Suceava, profesor Dumitru Pomohaci. Iar toate tablourile coreografice au fost realizate de coreograf Alexandru Curcuță. Este o bucurie pentru noi să fim din nou prezenți la Festivalul Folcloric Comoara Străbunilor, o sărbătoare devenită deja tradiție aici, la Torino, și asta datorită grupului folcloric Carpatica, al Centrului de Cultură și Tradiție Românească din Torino. Simțim românește, petrecem românește și aducem în fața dumneavoastră ceea ce avem noi mai frumos. Ați putut urmări, în deschiderea programului nostru, i-ați putut urmări pe membrii ansamblului folcloric Ciobănașul, însă programul nostru continuă. De această dată cu Ana Maria Cuciurean, Diana Lungu, iar apoi un alt dans pregătit pentru dumneavoastră de ansamblul Ciobănașul, intitulat Arcanul. Thank you.
Într-adevăr, mulțumiri trebuie să aduc ansamblului folcloric Ciobănașul, colegilor mei, prietenilor mei, deja pot spune, însă trebuie să aducem mulțumiri și celor ce au făcut posibilă prezența noastră aici, în mijlocul dumneavoastră. Și, bineînțeles, mă refer la Centrul de Cultură și Tradiție Românească din Torino, care merită aplauzele noastre. Și cărora noi și eu, în mod special, le mulțumim din suflet pentru tot ceea ce au făcut pentru noi. Următorul cântec este în mod special dăruit pentru toți cei care dau suflet, dau viață și fac parte din acest grup frumos.
După atâta cântec și joc, revenim în studio, dar doar pentru scurtă vreme, pentru că urmează un moment de publicitate. Dor de folclor bucovinean. O emisiune frumoasă, o emisiune cu invitații deosebiți. Invitați deosebiți, cum este și cinstea și onoarea de a avea alături din nou, aici, în studio, pe Andreea Chisăliță. Andreea, să continuăm cu impresiile frumoase, să spunem, legate de turneul și spectacolul nostru de la Torino și Villa Sterone, pentru că trebuie să știi telespectatorii noștri, noi am avut acolo două spectacole organizate de către comunitatea românească și mai ales de către Centrul de Cultură și Tradiție Românească din Torino. Contactul cu românii noștri, cu oamenii noștri, cum ai simțit emoțiile spectatorilor vis-a-vis de ceea ce am prezentat noi acolo, cum ai simțit emoțiile copiilor din Torino care au fost în spectacol cu noi, prietenii tăi adevărați, pentru că ai văzut, ai fost înconjurată acolo de către o mulțime de tinere, dar da. Și oameni care trăiesc de mulți ani în Italia. Trebuie să spunem că acest spectacol organizat în Villa Stelone a fost un spectacol inedit, pentru că a fost organizat într-o piață, iar astfel... printre spectatori nu s-au numărat doar români, ci și italieni. Foarte mulți italieni, da. Și m-am bucurat foarte mult să văd cât de apreciate sunt jocurile populare, cântecele noastre de către italieni. Chiar prezența primarului și a consilierilor de acolo ne-a onorat. Exact. Ne-a onorat foarte mult și sunt sigură că această colaborare frumoasă va continua și în anii următori. Pentru că, după cum am văzut, spectacolul a fost apreciat, a fost dorit, a fost primit cu căldură de toată lumea. M-am simțit minunat, ce pot să spun. Și cât de frumos a fost în partea de final când ai invitat tu pe toți cei din piață să poftească la o horă românească. Credeți-mă, a fost un moment extraordinar. Credeți-mă că nu m-am așteptat ca atât de multă lume să se prindă în hora noastră, însă și italienii nu s-au lăsat și au învățat foarte ușor pasul. Și iată, ne-am dat mână cu mână, ce poate fi mai frumos. Exact. O să vă destemem, stimați telespectatori, că într-un viitor foarte apropiat, probabil săptămâna viitoare, vom face o emisiune în care vă vom prezenta ca un film integral aproape activitatea noastră la Villa Sterone și la Torino, între cele două spectacole, pentru că o să vedeți, avem ce arăta. Ar fi frumos, chiar ar fi frumos. Sigur că da, vom face acest lucru. M-am bucurat foarte mult să fiu alături de tineri de vârsta mea, să văd că alături de mine mai sunt alți oameni, alți copii, alți tineri care împărtășesc dragostea de cântec. Iar atunci când ați pronunțat Dor de folclor bucovinean, nu puteam să nu mă gândesc la emisiunea Dor de folclor difuzată pe Radio Torino și la mesajele primite din partea ascultătorilor. Și la oamenii care au fost alături de noi atât la Villa Stelone cât și la spectacolul din Torino. Da, într-adevăr, a fost întâlniri emoționante cu oameni dragi pe care i-am văzut anul trecut, cu care ne-am revăzut în acest an și nu pot să uit emoțiile și lacrimile din ochii unor oameni care au venit la noi și am spus: de ce veniți atât de rar aici? Doamne, dacă ar fi mai aproape Torino de Rădăuți, ar merge săptămânal sau lunar. Ei, pentru ei, dorul de casă, dorul de locuri natale, de oameni dragi, de prieteni adevărați, de familiile lăsate aici în țară, este foarte mare. Nu poate fi uitat. Iar prezența noastră acolo a însemnat foarte, foarte mult pentru ei. Ca drept dovadă că ceea ce au văzut, modul în care au trăit spectacolul nostru, modul în care s-au manifestat în final, dorința de a face fotografii cu noi, cu grupul, cu toți ceilalți, cu tine în special, a însemnat foarte, foarte mult pentru ei și nu numai pentru ei. Și noi ne-am simțit, ca să parafrazăm o emisiune care exista pe vremuri la televiziune, ne-am simțit mândri că suntem români acolo. Nu a fost niciun moment, zic eu, o îngrădire, o barieră între a comunica cu ei, între a ne arăta ceea ce știm, între a ne afirma, să spunem, și a ne arăta scopul și mesajul pentru care am venit acolo. Iar noi, eu una m-am bucurat foarte mult că, iată, drumul, toată munca, toate pregătirile, pentru că în spatele acestor momente, în spatele acestor dansuri, îmi amintesc cât de emoționați erau prietenii mei de la ansamblul Ciobănașul, erau foarte emoționați, foarte atenți la pașii pe care urmau să-i execute pe scenă.
Iar aplauzele publicului, aplauzele spectatorilor le-a dat curaj. Iar în final, dansul de Ardeal, pentru că acum lăsați-mă pe mine să destăinui mici surprize, dansul de Ardeal în legătură cu, cu care aveau cele mai mari emoții a fost o reușită totală. O să-l revedem în finalul emisiunii. Apropo, pentru că ai mintit de dansuri și de pași, vreau să spun că, deși poate erau obosiți după dansuri, după mișcările pe care le-au executat în scenă cu ocazia evoluției lor, atunci când a intrat-o pe scenă, au lăsat totul deoparte și dansatorii noștri au vrut să fie de la început până la sfârșit cu tine acolo. S-au asigurat un fundal coreografic, zic i-am eu... I-am simțit alături de mine. Și s-au simțit mândri pentru că nu oricând au ocazia să stea alături de Andreea Chisăriță acolo. Și trebuie să știi, Andreea, tu te-ai convins de fapt că lotul de copii cu care am plecat în acest an în Torino a fost aproape în integral nou. Câțiva, 2 sau 3 copii au fost din cei vechi, în restul absolut dansatorii, cel puțin, dar și soliștii vocali, au fost copii tineri care pentru prima dată au fost prezenți în Italia. S-au integrat imediat, n-am avut probleme de adaptare, din potrivă. Nu s-a simțit, exact. Și chiar că am fost, așa cum am spus la plecare, am fost ca o adevărată familie. Un colectiv unit. Foarte unit, fără niciun fel de ranchiune, fără niciun fel de mici intrigi, cum se mai întâmplă anumite colective. De data aceasta am avut un grup de copii, un lot impecabil. Merită felicitări toți copiii care au fost în ansamblu Ciobănașul cu această ocazie, dar și cei care au rămas acasă și care vor pleca probabil în scurt timp și în alte turnee. Bineînțeles. Andreea, iată că avem a ne spune multe, multe lucruri iarăși. Spune-mă, au fost acum zilele Suceve, au mai fost și alte și alte momente. Ai participat, ai fost invitată, bănesc, și tu la manifestările. Am fost invitată, am acceptat cu bucurie invitația de a fi prezentă și la hramul orașului Suceava, să spunem așa, la zilele orașului Suceava. Am fost prezent alături de interpreți dragi, interpreți îndrăgiți ai Bucovinei. M-am bucurat foarte mult să accept această invitație. Pentru că, iată, Suceava, zona Bucovinei, are foarte multe de dăruit, are tradiții atât de frumoase, are obiceiuri atât de frumoase, iar să mutăm puțin discuția, atunci când am fost prezentă peste ocean la acel festival internațional, unde au fost prezente ansambluri folclorice și nu numai. Ansambluri folclorice din toată lumea, din Africa, din Asia, din Europa, au venit cu ce au avut ei mai frumos. Și trebuie să spun că la acel festival a participat și un ansamblu folcloric, Datina se numește, compus din români stabiliți în Seattle. Români care, iată, precum cei din Torino, nu și-au uitat rădăcinile și îi învață pe cei mici, care poate cu greu învață și vorbesc limba română, dar îi învață așa, puțin câte puțin, tradițiile din România, obiceiurile, straiele cum se poartă și le fac cunoscute lumii întregi. Da, pentru că ai mintit de colaborarea ta acum cu zilele Sucevei, știu că ai colaborat și colaborezi din mulți ani cu ansamblul artistic profesionist Ciprian Porumbescu. Ești o prezență aproape nelipsită de la orice manifestare mare și importantă la nivelul județului și nu numai a județului, chiar și a țării. Te vezi într-un viitor un pic mai îndepărtat, membră cu drepturi de pline în acest ansamblu? Pentru că sunt convins că cei de acolo și-ar dori o asemenea interpretă. Deocamdată mă bucur de această frumoasă colaborare cu ansamblul Ciprian Porumbescu, pe care o am de foarte mulți ani de zile. Toate înregistrările de până acum sunt realizate cu orchestra ansamblului Ciprian Porumbescu, iar cel care a realizat liniile melodice este nimeni altul decât maestrul Viorel Leancă, iar cele mai frumoase texte mi-au fost realizate de către doamna Mariana Hongeru, pe care o salut și o pup pe această și ocazie. Și cărei dorim multă sănătate, pentru că a trecut câteva zile prin niște momente mai grele. Doamna Mariana, să vă dea Dumnezeu putere de muncă, sănătate și vă așteptăm cu drag în mijlocul nostru și artiștilor în general, pentru că să știți că toți vă iubim. Și nu numai cu ansamblul artistic Ciprian Porumbescu am o colaborare foarte frumoasă, ci și cu alte orchestre din țară, cu ansamblul artistic Baladele Deltei, Orchestra Națională Valahia,
colaborări pe care îmi doresc din suflet să fie din ce în ce mai fructuoase și să dureze din ce în ce mai mulți ani. Sigur vor dura, pentru că valoarea ta, iată că nu a așteptat numărul anilor, este un fapt confirmat. Și dacă acum 2 ani, să spunem, am făcut eu o afirmație care poate pentru unii ar fi părut hazardată când am spus că Andreea Chisăriță este o nadie comunice a folclorului românesc, nu am greșit cu nimic, stimați telespectatori, pentru că, iată, Andreea a demonstrat, a probat și ne-a arătat tuturor valoarea pe care o are, atât în spectacole, emisiuni de televiziune, apariții la radio și așa mai departe, dar mai ales în concursurile mari. Concursurile mari, nu oricine are acces și mai ales nu oricine este laureat. Andreea ne-a demonstrat că este într-adevăr deja un nume greu al folclorului, un nume care spune multe și deja este un model de urmat de către tinerii interpreți. Eu am văzut foarte mulți copii, pentru că lucrând în domeniul acesta, am ocazia să am contact permanent cu ei, foarte mulți copii care te adoră, aș putea spune. Vai ce frumos cântă, vai ce bine ori. Cum a ajuns la performanța asta? Și lucrurile acestea eu le-am spus totdeauna. Muncă, muncă și iar muncă. Plus talent, bineînțeles, că fără talent nu se poate. Tu ai probat de mulți ani că ești cineva. De mulți ani ne reprezinți cu cinste peste tot și sunt convins că în jurul tău s-a creat așa un fel de echipă care încearcă să te susțină. Și dacă tot vorbim de echipă, pentru finalul emisiunii, în ochii telespectatorilor noștri, cui dorești tu să mulțumești pentru nivelul la care ai ajuns? Pentru că sunt convins că au fost destui care te-au ajutat și te ajută în continuare. Bineînțeles, de-a lungul anilor au fost alături de mine oameni care au însemnat foarte mult și m-au ajutat foarte mult și au fost prezenți poate în momentele cheie. Atunci când aveam nevoie de cineva, Bunul Dumnezeu m-a ocrotit și mi-a dat alături oameni care m-au susținut, poate chiar și cu o vorbă, asta a contat poate cel mai mult. Însă vorbeați despre acea echipă care întotdeauna mă susține. Familia este principalul factor care este alături de mine mereu. Părinții mei, care mereu îmi sunt alături la fiecare eveniment, chiar și acum, tatăl meu este în spatele camerelor, este alături de mine și mă susține. Și are emoții la fel de mari ca și tine aici în platou, poate chiar mai mari. Poate chiar mai mari. Așa e. Mama este acasă, însă este cu sufletul la gură și așteaptă vești din clipă în clipă de la noi. Și bineînțeles, dacă tot am amintit de concursuri, dacă tot am amintit de festivaluri, de pregătirea aceasta care a durat o perioadă destul de lungă de timp, trebuie să-l amintesc pe cel care de-a lungul acestor ani mi-a fost alături și mi-a dat sfaturi, cele mai bune sfaturi, care iată și-au văzut roadele la aceste festivaluri, domnul Sorin Filip. Trebuie să amintesc de faptul că el m-a îndrumat, m-a ajutat să-mi aleg repertoriul și mi-a fost alături în tot acești ani. El a fost cel care a coordonat primul meu album, Bucovina mea cu dor. Și alături de el mă pregătesc de la vârsta de 8 ani, iar toamna trecută am făcut 18 ani. Deci... Mulți înainte, știm că te-am sărbătorit chiar aici, da, în studio. Da. Andreea... Într-adevăr, o echipă minunată, cei care îți dirigează pașii. Și bineînțeles, trebuie să amintesc de cei care realizează liniile melodice, domnul maestru Viorel Leancă, de doamna Mariana Honceru, care își pune sufletul în versurile pe care le creează, și toți oamenii de folclor pe care i-am întâlnit de-a lungul timpului în jury. Și te asigur că și membrii ansamblului Ciobănașul și eu personal, când voi avea ocazia, voi fi alături de tine cu cea mai mare plăcere. Vă mulțumesc din suflet. Stimați telespectatori, a fost o mare plăcere, o onoare, o cinste pentru noi și pentru mine să o am alături pe Andreea Chisăriță. Am spus, este un eveniment cultural atunci când ai asemenea oameni aici în studio. Nu putem încheia mai frumos decât invitându-vă la cântec și joc popular românesc. Și pentru că grupul nostru de la Rădăuți, care a reprezentat România la Torino, se numește Ciobănașul, o să vă invităm să urmăriți o suită de dansuri bucovinene, apoi în interpretarea Andreei Chisăriță din spectacolul la Torino, în Ciobănaș adevărat, și nu putem încheia, așa cum spunea și Andreea, cu un dans de Ardeal. Până la o nouă întâlnire cu muzica populară, Dumitru Pămuhaci vă spune la revedere!
de timp să mă adresez și eu câteva cuvinte, chiar dacă până acum am fost prezentă în fața dumneavoastră pe scenă, iar asta doar datorită încrederii pe care mi-a acordat-o domnul director al Clubului Copiilor din Rădăuț, profesor Dumitru Pomohaci, care iată a avut încredere, a avut încredere în tinerețea mea și mi-a înmânat această onoare de a prezenta programul, momentul pe care noi, ansamblul folcloric Ciobănașul din Rădăuț, l-am pregătit cu mare drag pentru dumneavoastră. Cu mare drag suntem alături de dumneavoastră. Cu mare drag și cu mari emoții, la fel ca anul trecut. Recunosc, sunt la fel de emoționată. Emoțiile nu au dispărut, însă sunt emoții constructive, zic eu. Și dacă tot am venit, după cum am spus la început, să simțim românește, să petrecem românește, eu zic să continuăm voia bună, de această dată, cu un ciobănaș. Sus, pimunt din Giumalău, are stână, badea-n eu. Ia să vedem. Și-o mă pe grijă din voi.